Nu se întâmplă foarte des ca avioane F-22 să aterizeze pe un aeroport militar în România. Este pentru prima dată, de altfel. A fost o decizie care se înscrie în derularea parteneriatului strategic pe care țara noastră îl are cu Statele Unite. Un moment istoric extrem de important pentru noi. Prima dată când un avion de generație 5 aterizează pe pământul românesc. Generație 5 însemnând invizibilitate, însemnând supercroazieră, însemnând supermanevrabilitate. The F-22 is the most advanced fighter plane in the world. It is making its first visit to southeastern Europe ever today in Romania. And why Romania? Because the United States and Romania enjoy such a strong cooperative relationship, again, both bilaterally and as common allies within NATO.